Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. În cele ce urmează vom vorbi despre frumusețe, despre stil, despre eleganță, despre cum e să fii tânăr în Republica Moldova, despre cum e să practici antreprenoriatul, despre cum trebuie să fie relația părinți-copii, despre toate acestea. Vom vorbi cu Dumitru Micușa. Mulțumim mult că ai găsit timp să vii la Vocea Basarabiei. Mulțumesc pentru invitație și bine m-am găsit. Ce spunea Dumitru Micușa despre el? Este omul care nu a avut niciodată ce se plânge și mulțumește Domnului, a avut întotdeauna susținere din partea familiei, a prietenilor și așa cum a văzut acasă, a fost educat să acorde sprijinul necondiționat celor care au nevoie de acest sprijin. Nu s-a plictisit niciodată la Chișinău, a fost antrenat în diverse proiecte, a lucrat cu artiști, cu persoane care au nevoie de ajutor, a fost implicat în educarea noilor generații de stiliști, în proiecte de binefacere, a dat curs provocărilor care i-au apărut în cale, își câștigă singur banii și chiar poate să-i ajute și pe alții. Așa este, Dumitru Micușa? Da, acum nu știu de unde ați luat citatele astea, dar da, în mare parte da. Și am înțeles că de la 15 ani ai început să-ți câștigi banul? Păi, da, cu ajutorul părinților am trecut prima școală de machiaj chiar nu la 15, dar pe la 13 ani. Și atunci lucram weekendurile la tata la salon, făceam machiaj de mireasă, de seară, așa. No, și eu fiind un specialist tânăr, probabil era atractiv pentru clienții chestia asta, că te dai pe mâinile unui copil, practic, să deseneze fața. Și îmi ieșea destul de bine, acum au trecut mulți ani de atunci. Da, și astfel mai făceam niște bani de buzunar, clar că mă întrețineau părinții. Dar în general ce părere ai despre copiii care așteaptă mai degrabă părinții să le deie bani, să meargă, să se distreze seara în club, să meargă peste o hotare? Părerea mea că la primele etape de viață e cam responsabilitatea părinților să aduce adică să dea o educație financiară copiilor. Pentru copiii nu știu, ei dacă sunt obișnuiți să le se dea, tot asta vor. Dacă nu... Și ei nu cunosc prețul banului, cum se câștigă banul? Așa cred. Așa cred. Și atunci e considerat un copil răsfățat, cel care așteaptă și se oferă bani? Eu cum nu știu, eu prefer mai mult să mă uit la soluții cum ar trebui să arate un copil, chiar dacă dintr-o familie bogată, eu cred că el ar trebui tot timpul împins din urmă să aibă inițiative. Da, poate să-i finanțeze un pic părinții inițiativele. No, hai, mergi și fă o limonadă cât ești în vacanță, da? Și atunci ai cumpără lămâi ca el să facă limonadă. Dar cumva îl învață să fac ceva ca să înțeleagă cum să câștigă banul. Că altfel, dacă vine, banul e chestia atât de abstract, nu înțelegi de unde a apărut, cum, ce e asta. E un resurs. Bine, la 13, 14, 15 ani erai în preajma părinților, după asta ai ales și calea străinătății pentru că ai decis să faci studiile în Federația Rusă. Ți-amintești de anii de studenție? Cum era? Da, foarte bine îmi amintesc. A fost ca o propulsă în viață, a fost foarte șocant pentru că am ieșit din toate zonele de confort în care m-au învăluit părinții și traiul de acasă. Acolo era alt mediu, altă țară, trebuia practic toate problemele să le rezolv singur. Cu bani și fără bani? Cu bani adică și fără când bani. Aveai și când nu aveai bani, la asta mă refer. Da, acum vine, am avut alegerea să merg mai departe în liceu sau să merg la un colegiu să învăț și o profesie în paralel. Și am ales să merg la un colegiu. Tata a recomandat să merg la colegiul din Sankt Petersburg, unde cunoștea el că se învață bine profesia. E un colegiu de stat care îți dă și diplomă de stat, adică nu-s doar niște cursuri. Nu, numai că a durat 4 ani. Și atunci părinții și-au asumat să mă trimit încolo. Cheltuielile erau pe contul părinților. Inițial, da. Da. Adică da, era plata pentru studii, plata pentru cămin, bani de buzunar. După care am continuat să activez ca make-up artist. Adică aveam deja o bază pusă. Mergeam la un salon și pensam sprâncenii, făceam machiaj, așa, ușurel.
și mai făceam niște bani de buzunar. Și după ce am trecut primii 2 ani de colegiu, când am învățat un pic să lucrez cu părul, atunci am trecut treptat de la machiaj la păr. Asta având vreo 17 ani deja atunci. Da. Și după asta ai început să-ți câștigi banul tău la modul cel mai serios. Păi era cumva combinat, că părinții îmi tot trimiteau bani de buzunar, dar așa, era la limită, așa, ca să pot să mănânc sănătos, așa. Și în paralel, da, am început să avansez în carieră, am început să fac, deci salariul tot creștea, pentru că la început tundeam gratis, vă dați seama, eram junior într-un salon și la noi veneau doritorii să tundă gratis, mai făceam noi gafe, mai ciupeam ureche, mai nu nimeream culoarea, mai pătam chestii, dar își asumau și clienții și noi. Dar vă reproșau totuși așa? Păi da, clar. Erau supărați. Clienții? Nu erau într-un final supărați, pentru că lucram într-un salon de talie destul de înaltă, unde meșterii tot timpul își făceau timp să ne corecteze nouă lucrările. Și acum sunt foarte mulțumitor și clienților care au avut curajul să fie cumva, pe mâna practicanților la momentul acela și meșterilor care au avut răbdare între clienții lor care lăsau bani și se programeau din timp și așa și își făceau timp ca să vină să ne dădăcească pe noi să ne mai... Ai avut vreodată remușcări că, uite, cineva din cei care au trecut pragul salonului va merge acasă și va fi supărat și va zice că niciodată nu mă mai întorc la acest salon? Da, acum astea sunt niște faze care mulți dintre frizeri nu le trec. Deci sunt niște traume, de fapt. Adică dacă tu te atârni, dacă îți place ce faci și te atârni serios față de asta, deci e chiar traumant, pentru că îți pare la un moment dat că nu-ți iese. Da. Adică că nu ți-ai ales profesia? Da, că nu ți iese. Când vezi deja ești, de exemplu, un an, bine, doi, trei, dar tu tot faci gafe elementare. Dar și lecții de viață sunt nevoie ca să le însușești. Păi... Un caz, două, trei, zece și după asta maestria apare. Da, după asta cumva înțelegi că de fapt e vorba nu doar tunsul, hai să zicem, nu-i doar tuns, e un fel de sculptură pe păr, adică sunt diferite structuri de păr și ceea ce ai învățat tu din carte nu tot timpul se aplică pe viu, în lucru. Și atunci îmi dau seama acum că făceam gafe din cauza că mă întâmpinam cu o diversitate de clienți, de tipuri de păr, de personalități și așa, și acum deja... Înțelegând asta, înțeleg prin ce trece un stilist la etapele incipiente și de asta noi la început încercăm să încurajăm practicanții sau elevii care îi avem să nu lasă profesia la primele eșecuri, pentru că o să le iasă într-un final. Pentru că e vorba doar de multă practică și efort. Dar atunci când te aflai la Sankt Petersburg, te-ai gândit vreodată că ai putea să rămâi pentru totdeauna acolo? Da, eu acolo... Adică în capul meu ideea era că rămân acolo, mai ales după anul 4 am terminat colegiul, am mai rămas un an să practic profesia la un salon și eu deja mă aranjam viața acolo. Când familia au zis că ai mers doar să înveți, hai întoarce-te acasă și adu cunoștințele care le-ai acumulat acolo să le implementăm aici. Și eu un pic m-am opus, era vorba de deprindere, de obișnuință. Vă dați seama, prima dată am căpătat o independență, ca tânăr era ceva foarte valoros. Și când am venit acasă, mi-am dat seama că independența asta nu e pierdută, că deja sunt matur, că am deja 20 de ani și sunt independent deja după lege. Și nu contează că-s acasă sau că-s acolo. Dumitru Micușa este feciorul cunoscutului stilist Victor Micușa. Și ai venit acasă, ai lucrat cot la cot cu tatăl, da? Da, am început să lucrez cu tata, am început într-adevăr să implementez cunoștințele care le-am avut acolo, să îmbunătățesc serviciile noastre de aici. Am și lucrat la școala noastră, am scos 3 grupe în 3 ani, așa ca hobby, cumva mă ocupam cu grupele de elevi și acum sunt foarte mândru că mulți din ei au ajuns departe. Dar cumva atunci nu m-am întors din suflet acasă, cumva m-am întors la inițiativa forțat lui tata, da. Și era cumva ideea că
hai că el mi-a plătit studiile, hai că ei m-au ghidat în tot parcursul ăsta și într-adevăr cam are dreptul să ceară să vin să-i compensez chestia asta, măcar că nu mi s-a prezentat așa, dar așa m-am gândit. Bine, într-un fel ei ți-au dat aripi să zbori și tu trebuia să revii în cuibul de unde ai zburat. Da, era ca un fel de să plătesc înapoi ce mi s-a dat. Da, și după asta, dar tot eram cu gândul de evadare, tot mă gândeam că la un moment dat îmi iau zborul de aici. Și când mi-a apărut prima oportunitate la universitate să plec într-un work and travel, m-am dus în Statele Unite și credeam că acolo rămân. Și atunci ți s-a spus că ești frizierul lumii pentru că... Nu, acolo eu am început un... Bine, eu m-am autodenumit frizerul lumii. De ce te-ai autodenumit? Pentru că aveam un plan... Tot timpul am admirat oamenii cu un stil de viață nomad. Și când am nimerit în America, am nimerit în tărâmul nomazilor, de fapt. Pentru că la ei așa e cultura că de tineri pleacă de acasă, la universitate. După asta își găsesc un job și fiind o țară foarte mare, de obicei trăiesc și lucrează în foarte departe de familie. Și sunt cumva obișnuiți. Adică, când e vorba să meargă de sărbători, iau un avion, zboară 5-6 ore până acasă, pentru ei e un lucru normal. Asta. Și eu m-am gândit că de acolo încep drumul meu prin lume și încep să-mi împart abilitățile care mi se confirmau pe parcurs ce lucram la diferite saloane. Mi se tot confirma că lucrez bine. Și atunci zic că, nu, de ce să nu îmi împart cunoștințele cu toată lumea? Să mai merg și prin India și prin China. Și mai ales că am observat că învățând de la... Adică lucrând acolo, eu mă împart cu experiența mea și plus preiau experiența lor. Adică iarăși tehnici noi, produse noi, idei noi, limba avansează. Și în câte țări ai ajuns? Proiectul nu a durat mult, a durat câțiva ani. Acum e în fază latentă, adică e într-o fază... Dar de ce s-a oprit? Sau voi l-ați pus pe stop, pe pauză mai degrabă? Pentru că e un proiect foarte interesant. A fost o ambiție de-a mea, a fost o pornire așa tinerească, pasională, în care vroiam să acaparez toată lumea. Și nu e urât, nu e de rău. Da, și pe măsură ce am mers din America de Nord, am mers în America de Sud, în câteva țări, din saloane am trecut pe străzi, am început să lucrez, că îmi părea că un pic salonul mă restricționează în... Posibilitatea de a te afirma? Da, că eu lucram în saloane bune tot timpul și acolo era tot timpul, trebuie să ai grijă de toate aspectele, de, așa, cu care îți de acord, că într-adevăr... Dar mă gândeam, de ce eu să lucrez numai cu societatea înaltă dacă eu am abilități și am puterea să lucrez 8-10 ore pe zi cu părul, în general, că nu contează de omul care stă în fotoliu la mine. Și atunci am decis că vreau să și călătoresc și vreau să și practic profesia care o iubesc și le-am combinat pe astea două și am început să tund pe străzi. Deci ai luat cortul, foarfeca, rucsacul în foarfecă și te-ai pornit să cauți clienții în stradă? Da, a fost așa, ușurel am luat-o. Am început inițial doar să călătoresc. Adică m-am concediat de la salonul la care lucram în Chile și am mers să călătoresc prin munți. Bine, am călătorit o săptămână, două, am dormit în cort, hai, m-am săturat de odihnă, ce fac mai departe? Oricum, te mănâncă mâinile să faci ceva. Și atunci am mers într-un port local. Și am întrebat dacă, că vedeam că sunt tot felul de artizani care fac chestii acolo cu mâna pe loc, tipăresc monede, fac ce fac. Și am întrebat dacă aș putea și eu să mă pun în rândul lor să tund. Și zic că, încearcă, vezi și tu dacă... Și am văzut ce-mi trebuie, mi-a luat o taburetă, o mică măsuță, așa, câteva chestii ca să pot să fiu ambulant în ceea ce fac. Și din prima zi s-au creat cozi. Adică pe asta m-a bucurat și m-a încurajat că măcar că a fost o barieră de trecut, că atunci când ieși în stradă să lucrezi, atragi multe priviri, da? Adică lumea se uită și nefiind obișnuit cu publicul sau având un pic de anxietate față de public, ceea ce e o chestie normală,
Atunci s-a trecut forțat, că vrând nevrând ești în fața oamenilor, stau mulți oameni în fața ta, te întreabă ce faci, de ce faci. Mai veneau de la televiziuni locale sau radiouri locale și ne mai luau interviuri și așa. Și la un moment dat am început să mă simt foarte relaxat făcând asta în stradă și chiar nu mă mai gândeam că o să mă mai întorc în salon vreodată. Așa, atât de mult ți-a plăcut să fii în stradă? Da. Da? Și să practici jobul pe care îl ai? Da, nu era vorba doar să fii în stradă, că au început să apară alte dimensiuni a profesiei. Adică eu am început să văd profesia nu doar stând la un fotoliu, într-un salon, ci au început să vină propuneri de gen de la primării ca să fac un curs pentru orașul în care mă aflam, un curs pentru, de exemplu, femeile care se aflau în condiții de violență familiară. Da, și noi împreună cu primăria mergeam, colectam femeile astea de acasă, le întrebam dacă vor sau nu vor să primească o profesie și atunci lucram cu ele ceva timp ca să le dau o bază în profesie. După asta ne-am început să ne cheme la evenimente, la diferite expoziții, unde tot așa, deja ne amenajau ei un cort, că nu mai veneam eu cu tabureta mea, dar ne puneau un cort frumos, ne dădeau oglinzi, boxe de muzică, ce trebuia acolo și lucram deja la nivel... Era chiar ca un mini-salon în stradă. Bine, dar tu totuși acolo erai un străin, așa de repede creștea încrederea din partea celor care te cunoșteau și ți ofereau, cum să zic, atâtea oportunități sau oricum erau niște provocări care te mai puneau pe gânduri. Încă o dată, scuze. Tu erai străin acolo. Da. Cum ajungeai să interacționezi cu administrația locală, cu alți funcționari de acolo și cât de repede ei câștigau încrederea în ceea ce faci tu? Pentru că contează acest lucru. Da, bine, mi-am dat seama de la bun început că nu pot să fac așa haotic, deci doar să mă pun într oricare loc public și tot. Că se apropia poliția, întreba ce fac. Absolut. Și așa. Și atunci mergeam la primărie, mă prezentam ca frizerul lumii, așa se numea proiectul, da? Deci frizerul lumii, pentru că era într-un fel în context frizerul care umblă prin lume. Deci că nu frizerul numărul 1 al lumii, dar frizerul lumii umblător, așa. Și spuneam că, uite, sunt coafor ambulant, care fac servicii gratuite în stradă, asta la primărie, la oficiu. Și ceream un fel de licență, zic, uite, am nevoie de vreo 2-3 zile. Și obțineai licența aceasta. Da, și îmi dădeau oarecare acord ca să fac lucrul ăsta legal în stradă. Și așa, și după aia deja se începea că veneau și persoanele de la primărie și se uitau ce fac. Și tot de la primăriile locale veneau și propunerile astea de care spuneam. Dar îți mai amintești cât costa o frizură pe timpul când te aflai acolo? O frizură în salon? În salon și una, tu o făceai gratuit. Sigur, în salon, ca să putem acum să comparăm și să vedem și contingentul care veneau să îi frezezi. Păi un tuns în salon, la mine costa atunci vreo 25.000 de peso, asta erau la vreo $40. Uh-huh. Da. Și veneau cei mai săraci, cei care nu aveau bani suficienți ca să treacă pragul unei frizerii, unui salon de frumusețe? Venea toată lumea. Uneori observam că deci prima impresie era că vezi un coafor lucrând în stradă, nu crezi că e un profesionist. Poate absolut, ceva, ori absolut. Amator, ori e un student care face practică, ori așa. După aia când vedeau cum lucrez, așa, deja, cum ziceam, oamenii spuneau la coadă, pentru că vedeau că sunt servicii bune. Dar care din cazuri te-au amuzat sau te-au impresionat? Iată, în această experiență frumoasă, experiență de 2 ani? Da. Care au fost cazurile care s-au memorat cel mai mult? Iată, și o să le vorbești și copiilor tăi cum a fost această experiență. Mi-a plăcut cel mai mult spontanitatea lucrurilor care se întâmplă. Uneori venea cineva să tundă care era director de local, ceva de restaurant. Că noi mergeam în orașe turistice. Și după ce se tundea, spunea că veniți la noi să mâncați la lunch, da? Ca să vă servim cu lunch. Și veneam și mâncam din mâncărurile locale. Și... Adică faza cea mai impresionantă a fost că am descoperit o cale ultra rapidă de a cunoaște localnicii. Tot așa am făcut cunoștință cu indienii Mapuche, tot la o expoziție noi lucram, ei erau acolo cu, își expuneau artizanatul
Și tot. I-am tuns, am vorbit, am interacționat, ne-au invitat la ei la un foc acasă. Am văzut cum e construit o casă de adică localnici, aborigeni locali. Am dormit pe piei de vițel, am mâncat ciorbe de lor făcute la Ceaun. Ei sunt ospitalieri, așa? Sunt primitori, sunt receptivi, așa. Dar totuși când le spuneai că eu sunt cetățean al Republicii Moldova, ei își imaginau ce înseamnă să vină la ei un cetățean din Republica Moldova și ce țară e Republica Moldova? Nu, acum am ajuns la principalul, că eu am ajuns în Chile anume din cauza că vreau, cred că, atât de tare să evadez cât mai departe de casă, că am ajuns într-o țară în care, practic, nu existau moldoveni și români, era o comunitate foarte mică de români, ne mai vorbim de moldoveni, nici ruși. Și așa, și ok, mi-am îndeplinit scop, eram departe de casă. Dar, nu, din Moldova nu știa nimeni, răspunzând la întrebare. Nu, cred că de vreo 3 ori am întâlnit un om de acolo care să știe, stai că am auzit că e pe acolo, pe lângă Ucraina. Așa. Deci eu le ziceam că ești din Moldova, ei sutau pe hartă și îmi ziceau, ești rus. Deci te-ți din zona asta, te-ți ruși. Și, dar atunci am ajuns la ideea că vreau acasă. Deci, uite, cât de mult îți place să călătorești, ai prins la gândul că e bine peste tot, dar că acasă nu e nicăieri. Da, deci am vrut să evadez, am evadat, m-am dus departe, gata, părinții nu mă mai puteau întoarce acasă, am îndeplinit toate rebeliciunile, le-am arătat la tăți că pot și așa, și la un moment dat mi-a venit o senzație de... Senzația aia când totul e bine, când ai de lucru, când ai prieteni, când ești sătul, când ai casă, când... ești ok, că aveam stabilitate acolo, chiar dacă eram așa ambulant. Aveam o chirie în Santiago și așa. Dar ceva lipsea, deci nu mă puteam exprima la 100%. Nu... Era ceva ce îmi lipsea și am zis că mă duc acasă într-o mică vacanță. Și atunci am venit acasă și am înțeles ce îmi lipsea. Deci mi s-a umplut deodată golul ăla mare. Am zis că nimica nu se compară cu dorul ăsta și confortul care l-ai acasă. Deja am acceptat atunci ideea. Cum o fi Moldova? Că e țară subdezvoltată, poate, sau e mică. Arta greu să mișcă. Mi-e greu să-mi performez serviciile la cel mai înalt nivel, pentru că mă stopează anumite chestii. Dar e acasă. Și... Dar la intervalul ăsta... care se consideră totuși că tinerii încă sunt neliniștiți și caută și nu găsesc sau găsesc și nu le place ceea ce găsesc, copilul rebel, ce le spui semenilor care toți își doresc într-un fel să aibă aventuri din astea pe care le-ai avut tu, că după asemenea experiențe, cum se zice, mai prinzi la curaj sau mai trage anumite învățăminte și deja poți să le spui și altora ce e bine, ce nu e bine, sau să-i lăsăm pe toți să facă ceea ce le trece prin minte și aceste experiențe îi vor ghida mai departe pe calea vieții. Un mesaj care... Eu nu prea ascult datul sfaturilor și așa, că fiecare, cum ați zis, eu cred că fiecare trebuie să-și găsească drumul și să-l aleagă. Dar un sfat care le-aș da la tineri, mai ales, care pleacă, deci să nu-și ia casa de un colț și să se mute, să se considere mutat, să se dezică de cetățenie, gata, m-am dus. Deci, du-te, dar să fii flexibil, deci fii nomad, nu fii migrant, fii nomad. Și tu ai văzut o altă experiență, ai învățat o altă limbă, poate ai trăit vreo 5-7 ani în țara aia, ți-ai primit actele, ai avut un job, ești mai bine plătit, dar nu uita de rădăcini, că de unde ai plecat și revină la rădăcini. Dar din semenii tăi, din colegii de clasă, iată, cât sunt astăzi în Republica Moldova? Din colegii mei de clasă, cred că majoritatea sunt aici. Dar cei mai mulți semeni ce fac? Își fac valiza... Și ei cred că își vor găsi fericirea în oricare alt colț al lumii, numai nu acasă. Da, la un moment dat așa gândești. Ești în goană după succes, după bani, poate mai mulți, după
ce-o fi. Dar sincer, acasă, aici, în Republica Moldova, se pot face bani și mitul ăsta pe care l-au foarte mulți, că mai degrabă peste hotare decât în Republica Moldova, acolo se câștigă și mai bine și mai ușor. Cred că în orice țară, iarăși mi s-a abstractizat tema asta a banilor, că în orice țară tu faci salariul din nivelul țării. Adică Elveția e o țară foarte scumpă, dar și un tonsoare costă 150 de euro. Da, acum, și în fiecare țară tu, vorbind concret despre Moldova, cred că da, e o țară, nu văd nimica deosebit, de ce se, nu s-ar putea. Se pot face bani aici, da. Casetă. Pentru cei care spun că business-ul e greu să-l dezvolți, pentru cei care spun că aici e corupție, e birocrație, nu înțelege statul, care sunt interesele antreprenorului, ce trebuie schimbat? În cât timp s-ar schimba și percepția, dar și starea de lucruri? Păi, acum, dacă vrei să alegi drumul cel lung, te duci și experimentezi. Te duci și vezi că, de fapt, în fiecare țară e greu să faci ceva. Dar acum noi am deschis salon în România. Iarăși ne-am întâmpinat cu o grămadă de birocrație, chiar unele procese care se mișcă mai greu decât în Republica Moldova. Da, ceea ce am fost plăcut surprins să remarc. Adică acolo e mai dificil decât acasă, aici în Moldova? Nu, de exemplu, aici mai ușor ne-am deschis o firmă decât în România. Deci acolo trebuie să trec prin etape de consultanță, de nu știu ce. Aici am mers la registru, mi-am depus actele și am primit firma foarte așa cumva automatizat. De ceva timp tu faci naveta Republica Moldova, România, de câți ani? Un an jumate. Și cum e? 3 săptămâni acolo, 1 săptămână aici? Da, sunt 3 săptămâni acolo. Am început cu 2 săptămâni acolo, 2 aici. Acum, din cauza că ne dezvoltăm afacerea acolo, trebuie să fiu mai prezent acolo mai mult timp și, din păcate, sunt doar 1 săptămână pe lună acasă, adică 7 zile aici și restul acolo. Dar tu acum ai 2 case? Casa mea e aici, dar a 2-a casă e cam oriunde în lume, că tot poți să fii acasă. Dar 2 patrii? Nu. Nu, o patrie. Republica Moldova și România? Păi Republica Moldova e patria mea. Că nu-mi schimb patria dacă merg în altă parte la ceva experiență sau să lucrez sau să trăiesc. Oricum aici rămâne sufletul meu. Chiar și România, țara care vorbește, cu care vorbim aceeași limbă, suntem același popor. Dar oricum sunt anumite bariere. Eu cred că comunicarea foarte mult face. Adică aici, din jumate de cuvânt, practic, te înțelegi cu oamenii. Pentru că avem s-o creat a nostru. Cercul ăsta de cunoștințe, de prieteni. Dar apropo, pentru că stai 3 săptămâni acolo, asta înseamnă că totuși mai bine câștigi acolo decât acasă? Nu, e doar din punct de vedere de strategie și de business, pentru că dezvoltăm acum o afacere. Deci noi, și până unde vrei să ajungi cu afacere? Păi, domnul Victor Micușa, el a dezvoltat aici pe loc o rețea foarte puternică, o școală puternică, a făcut un nume de care ne mândrim și așa. Acum, în România, vrem să extindem. Deci eu, cumva, ar fi că am sărit de pe umerii lui. Și vreau să scot deja numele Micușa la nivel internațional, pentru că noi putem să considerăm că după 30 de ani de experiență avem o semnătură a noastră în lumea modei, în lumea hair styling-ului. O imagine bună. Da, și o tehnică mai personalizată și așa. Deci noi putem face o școală bună, putem deservi clienții la un nivel bun și România este o piață foarte deschisă pentru inovație acum. E o piață cu mult spațiu, aș zice așa, adică este loc mult piața potențial României. Nevalorificat, la asta probabil te referi, da? Potențialul lor ca specialiști? Potențial nevalorificat, adică aveți cum să vă extindeți, de ce să vă extindeți, un număr mare de clienți, da, deja, da. Iarăși, ei obțin încrederea și vin la voi, vă caută.
Da, și plus e ca un fel de afirmare, știți, când te-ai dus acolo, hai că aici lumea știe ce campionate am trecut, ce istorie avem acolo, nu prea ne știe lumea, mai ales la Cluj, dar așa, moldovenii mai mult știu de noi. Și atunci te duci și vrei să te validezi, să vezi, deci părerea ta despre tine e corectă sau, mai ai, sau care sunt aspectele la care mai ai de lucru? Sau care sunt aspectele puternice, pentru că un om dintr-o parte, un om străin, îți zice că uite, asta faceți bine, dar asta cam nu prea. Deci, Dumitru este multiplu campion european la diverse festivaluri și concursuri. Asta înseamnă că deja numele tău e cunoscut în întregul spațiu al UE? Nu, campionatele europene la care participam erau în Sankt Petersburg, Rusia, adică am mai fost și la campionate în alte părți ale Rusiei, dar... Dar doar în Rusia mai mult ai obținut titlul ăsta de campion? Da, da, deci acolo se făcea un campionat internațional, era un campionat foarte puternic, unul din cele mai puternice campionate ale lumii, Nevski Berega, unde veneau... oameni nu numai din Europa, dar și din Japonia și din Coreea, deci veneau echipe din multe țări și era o concurență destul de mare și greu de făcut față. Dar cine este modelul tău sau reperul tău sau cel după care te orientezi și ai vrea să fii ca el, tata? În profesie? Da. Tata, în primul rând, mi-a creat o imagine bună despre... și mă tot face să vreau să urmez drumul ăsta. Adică tata e primul meu model de specialist. Și el mereu zice că vreau ca feciorul meu să fie mai bun ca mine. Da? Așa zice? Da. Mă bucur să aud asta. Că nu suntem concurenți, dar suntem... Da. Da. Că și eu așa văd lucrurile. Că și eu încerc să aduc tot ce văd în altă parte, să aduc acasă, să îmbunătățesc aici business-ul nostru, da, care... locrea tata și vreau să devină tot mai bun. Dar alte modele? În... Păi clar, acum eu urmăresc artiștii care au marcat o diferență în profesia noastră și care au făcut istorie și care o tot fac. Da, și acum din istorici așa, eu urmăresc pe Alexandru de Paris, un om care a schimbat, a făcut o revoluție în lumea coafurilor, Vidal Sassoon, care a făcut o revoluție în lumea tunsorilor, și alții, da, dar ăștia cam sunt cei mai mari pe care eu îi admir și îi urmăresc. De obicei se zice că foarficele este fermecat, dar până la urmă totuși stilistul este cel care mânuiește foarficele. Da, e un tandem de lucruri, că până la urmă mâna doar lucrează cu foarfeca aia care trebuie să fie bună, clar, și făcută de un specialist bun. Dar vine triunghiul ăsta de suflet, gând, acțiune. Deci, vocație, dedicație, talent, inspirație... Toate contează. În general, cum se zice, că 99% sunt transpirație și 1% evocație, talent, da? Da? Inspirație. Da, cam așa este din fericire, pentru că mulți se gândesc că e vorba în talent și tot aud că da, trebuie să fii talentat pentru asta sau pentru asta. Mai bine, talentat e o chestie foarte relativă. Talentat, asta e sufletul tău, carisma ta, acolo e talentul. Dar tu la asta tot trebuie să lucrezi. Ca să te dezvolți cultural, de exemplu, trebuie să citești, să călătorești, să vezi teatre, să cunoști lume și așa. Și atunci tu poți să te consideri un om talentat, pentru că tu ai o viziune mai largă asupra lumii. Dar care e relația voastră cu clientul? În general, voi încercați să fidelizați un număr de clienți care după asta să vă caute și să vină și ani la rând tot să fie mulțumiți că ajung la voi sau invers? Sau și una și alta? Procesul de fidelizare se petrece în mod firesc. Ai, de exemplu, clienți care vin de 10 ani doar la tine? Da, am clienți, dar asta vreau să zic că nu am depus un efort ca să-i fidelizez. Deci abordarea noastră principală, a noastră, bine, acum mă refer la salon, dar abordarea mea este
Cum? Deci abordarea cât mai personalizată a clientului. Așa, o apropiere individuală față de fiecare client, să înțelege nu numai structura părului și cum îi se combină cu fața și statura, dar și cum omul se poartă tunsoarea asta, deci cum e el mai înhibat sau mai deschis. Sau, și atunci știi cam ce culori poți să-i propui. Ce, și asta nu e o chestie grea, asta e destul să dedici fiecare client. Dar probabil și atitudinea contează și relația asta umană care se stabilește, nu? Da, bine, acum ca în orice job cred că trebuie să fie un standard și eu nu consider că asta e ceva special să ora aceea când stă clientul în salon să-i o dedici lui atenție și timp. Știți cum este un proverb chinez, că dacă speli ceașca, gândește-te la ceașcă. Așa zice, dacă lucrezi cu clientul, gândește la client. Am vorbit atât de mult despre profesie, despre stil, dar hai să mai abordăm și alte subiecte. Despre stilul guvernării, ce ne poți spune? Guvernării ce? Iată, ce părere ai tu despre felul cum înțeleg politicienii să guverneze Republica Moldova? Vai, asta e așa o temă de complicată pentru mine, pentru că nu pot zic că nu... Contează o părere dintr-o parte. Părerea ta contează. Cred că și acolo trebuie depus suflet, știți, și interesele să fie comune, dar nu individuale. Dar ce ai vrea tu să facă guvernarea în țară, în Republica Moldova? Să implementeze, să fie mai activ și nu în mărunțușuri care, birocratice, care până la urmă le mănâncă tot timpul, ci în pași mari spre a produce ceva mai mult, spre a susține... Iată, dacă tu ai fi în fruntea Republicii Moldova, ce ai încerca să schimbi? Aș oferi, în primul rând, mai multe consultanțe oamenilor de pe loc, oricare consultanță. Deci dacă au nevoie de cursuri ca să înveți ceva... Deci trebuie oferi... multă școlarizare în diverse domenii? Școlarizare și consultanță, așa aș zice. Că, mai ales că acum am un pic de tangență, pur și simplu, cu domeniul ăsta și văd că sunt foarte multe țări și foarte multe proiecte care susțin, mai ales școlile. Deci vin și cu mâini și cu picioare, îți dau și bani și echipament și tot ce vrei, numai fă școală ca să înveți specialiști noi. Acum nu știu care e problema, sau nu se aplică la așa gen de proiecte, sau se aplică prost, sau de asta zic că trebuie consultanță, poate ca lumea să... Dar fi mulți doritori care și-ar dori să meargă, să fie instruiți, să le se explice, iată, inclusiv de la educație financiară până la cum să devii un bun specialist într-un domeniu anume? Cred că dacă cu o strategie corectă, cred că s-ar putea trezi interesul în oameni. Pentru că oamenii deseori nu știu ce vor, dar dacă se ajut să afle ce vor... Dar apropo, cel mai des se pune întrebarea ce vor și ce pot tinerii. Da. Ei vor repede și în confort de plin să câștige bani mulți. Asta e prima dorință, nu? Și nu prea știu cum și nu prea știu ce să fac pentru asta. În primul rând, eu cred că omul trebuie să înțeleagă ce vrea să facă. Pentru asta sunt programe de consultații cu specialiști, cu psihologi care au programe aparte. În Olanda este o facultate, deci facultatea de psihologie are multe subfacultăți. Și în Olanda este facultatea de decision making. Adică tine te învață cum să înveți oamenii să facă decizii. Să ajuți oamenii să iau decizii. O decizie bună, într-un fel. Da. Da, este adevărat că tinerii sunt cei mai rătăciți sau tinerii sunt cei care nu știu ce vor. Cred că da, pentru că acum ne aflăm într-o perioadă în care avem foarte multe alegeri și te pierzi în toate multitudini de alegeri și deseori nu alegi nimic. Știi că au fost mulți ani la rând când și tinerii, dar mai ales părinții, și-au dorit ca odraslele să aibă neapărat studii superioare, că
inclusiv și acest exod a devenit un fenomen destul de răspândit în Republica Moldova, pentru că părinții au înțeles că trebuie să meargă peste hotare, să câștige bani în sudoarea frunții și banii aceia să fie investiți în diplome sau în cunoștințele copilului. Și deseori s-a crezut că mai degrabă intenția părinților era ca să-i cumpere o notă, să-i cumpere o diplomă. Și goana asta că neapărat generația tânără trebuie să fie doar cu studii superioare e justificată sau totuși sunt și meseriile astea de vocație? Că în Republica Moldova e nevoie și de frizier și de lemnar și de lăcătuș și de alte specialități, bucătar. Da, eu cred a fost o rușine să zici că merg la o școală de vocație ca să devin lemnar? Ba nu, eu cred că asta acum se tot apreciază tot mai mult și mai dar mult. Dar până nu de mult, școlile astea erau aproape goale sau cu foarte puțini studenți dornici să facă studii. Cred că depinde și de la țară la țară. Și vorbim de Republica Moldova. Acum și Michelangelo a fost criticat că nu a vrut să devină sculptor, că ziceau că nu e o profesie nobilă, că ce fel de... că lucrezi la o sculptură 10 ani și după aia nu știi dacă o vinzi sau nu știi cui trebuie. Și până la urmă el a fost încăpățânat și a dovedit la toți că sculptura e o profesie bună. Cred că asta se referă, că dacă tu ești după vocație lemnar și ți place să scobești lemnul, ce te interesează ce zic alții? Dar eu ziceam că ideea asta, că era rușine să zici că sunt cizmar, sunt croitor, sunt... meseriaș într-un da. Fel, da? Eu nu știu, nu prea am prins așa abordări. Vremuri? Da. Adică văd că, unii oameni consideră că trebuie să fii subcalificat ca să practici o profesie de cizmar, de exemplu, sau de frizer, sau... dar... noi, meseriașii, doar știm că nu este așa. Adică atunci părerile astea sunt false și eu de asta nici nu le văd și dacă le aud, vreau să aud de ce omul crede așa. Adică, Despre diasporă spuneai că dorul de casă oricum macină și mai devreme sau mai târziu trebuie să revii, să nu te reții mult pe acolo, prin toate colțurile lumii, pe unde ai ajuns. Vor redeveni din cei plecați aici acasă și revin la ceea ce trebuie să facă guvernanții ca să mențină totuși populația aici, în Republica Moldova? Nu, o părere a mea pur subiectivă este că atunci când omul migrează de acasă, el își pierde identitatea națională. Adică el se pierde într-un fel pe sine. Dacă el asta o face pentru copiii săi, deci copiii lui deja o să fie la locul lor în țara aia, dar părinții ei s-au sacrificat pe ei pentru copii. Ok, în cazul ăsta dacă o iei așa, da, dar acum cred că dacă or să fie susținuți, că omul tot se deprinde, se obișnuiește cu bunișorul, da, și dacă stă într-o țară mai avansată și are toate bune acolo, ar trebui ceva să-l motiveze să revină în Moldova. Dacă s-ar susține, așa cum se face în România, prin proiecte locale, revenirea acasă a oamenilor prin... Și în Republica Moldova sunt pe picior de implementare mai multe proiecte, inclusiv pare 1 plus 1 plus 1, un leu de la cetățean, 2 lei de statul. Uh-huh. Acum, în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, poți să câștigi mai multe proiecte. Dacă ai inițiativă, dacă îți dai interesul, pentru că nu o să vină nimeni să te facă fericit împotriva voinței tale, nu? Da, da, și plus cred că fiecare iese în mâinile fiecare să facă un pic de studiu, să caute, că sunt într-adevăr proiecte la care se poate de apelat. Tu mereu spui că ai noroc, că ești crescut, educat într-o familie bună. Hai să vorbim despre relația părinți-copii. În general, se vede un conflict între generații sau mai degrabă e inventată această idee că există conflict între copii și părinți? Între bunei și nepoți? Cred că la un moment dat apare un conflict între generații. De ce? Pentru că copiii văd lucrurile în felul în care adică corespunzător cu timpurile în care se află, părinții văd timp, corespunzător cu timpurile în care s-au aflat ei în anii tinereții și atunci tot timpul o să fie gradul ăsta de comparație.
fix cum se întâmplă acum cu robotica, da? Că oamenii mai în vârstă, de regulă, am observat că li cam frică și zic că asta tot duce cam, nu-mi prea miroase bine, dacă o să înceapă roboții să lucreze în locul nostru și cine știe ce le vine la roboții ăstea în cap. În schimb, copiii văd roboții ca o extindere a corpului, deci ca o a treia mână care te ajută să comunici cu 10 persoane odată, totodată fiind aici, să implementezi idei mai rapid, deci explici robotul ce vrei să faci, nu mai trebuie să stai tu să desenezi, dar îți faci el în locul tău, deci ușurează munca. Ce depinde de atitudine și conflictele intergeneraționale, ele n-ar trebui să fie luate ca conflict, n-ar trebui să spună în poară tata cu fiul sau bunicul cu nepotul, ci... Dar disputa asta ce a apărut mai întâi, găina sau ouă, oricum e... e sesizabilă, nu? Dacă e aplicabilă aici, da. Frizerii sunt multe, saloane de frumusețe sunt multe în Chișinău. Ce se întâmplă mai departe de Chișinău? În Moldova profundă, în Cătunie. Sunt sate unde nu există nici frizerie, nici frizier. Da, în afară... Iată, aici, nu ar trebui un pic să vă gândiți cum să fie redresată situația? Da, ne gândim și acum chiar e cam tema cea mai actuală la ceea ce ne gândim și lucrăm și vrem să implementăm. Încă nu am implementat, deci vrem să facem niște proiecte rurale cu educația specialiștilor din zonele rurale sau pentru zonele rurale care vor să se mute încolo. Sunt și oameni care preferă să trăiască la țară. Inclusiv eu. Ai vrea să trăiești la țară? Da, da. Eu unde? Încolo să ajung. La țară, nu știu încă unde. Nu m-am hotărât. Cred că până când o să mă mai învârtesc prin oraș și că așa e... Dar cel mai probabil ți-ai alege pe aici, prin prejurimea Chișinăului, capitale. Nu te-ai duce undeva la o margine. La 500 de kilometri distanță. Cam da, da. Dar de ce ți-ar place mai degrabă atmosfera de acolo, din mediul rural? Liniște, copiii cresc în natură. Ce ai face? Copiii cresc în natură, învață natura din natură. Tot timpul am admirat copiii, oamenii veniți de la țară. Ei au altă viziune, mai... nu au frica aia care are un om care e din oraș. Că... e dat cu natura, crește într-un mediu sănătos, în primul rând. Apropo, desori vă gândiți și la ecologie, la problemele... astea mai globale decât cele care țin neapărat de bani și de cum câștig mai mulți? Păi da, încercăm să ținem pasul și să... adică nu neapărat cu trendurile, dar să te gândești tu conștient ce ai putea face ca să fii mai bun pentru ecologie. Și asta o facem în tandem cu producătorii de cosmetică care tot timpul încearcă să perfecționeze formulele. De exemplu, acum a apărut o opsea care e 98% biodegradabilă. Ei zic că se descompune în pământ ca și cum s-ar descompune hârtie. Ok, deci produsele devin tot mai naturale, procesele tot mai sustenabile, mobilierul tot mai durabil. Ce faci tu dacă ai avea $1 miliard? Ce aș face cu $1 miliard? Cred că aș investi. Ai investi unde? În industria noastră. În industria de frumusețe? Da, de păr. Bine, nu numai. Aici iarăși am descoperit multe dimensiuni ale industriei. Poți să reciclezi părul, să faci din el material eco pentru plantații, pentru curățarea oceanelor. Deci vă minunați câte posibilități cât poți să faci cu un păr deja tăiat de la om din cap. Aș putea să vă număr un șir de proiecte în care m-aș băga. Da, te-ar place să ți se spună că ești om bogat? Și care bogăție contează până la urmă? Cea materială sau și cea sufletească, spirituală? Eu cred că doar cea spirituală. Că aia materială, dacă te ții de ea, în moment ce ai pierdut tot ce ți-ai pierdut, viața, adică te pierzi pe tine, dar dacă tu tot investești în tine, tu atunci nu pierzi nimic, pierzând bani, tu nu te pierzi pe tine. Dar există această goană după a agonisi mai mult și mai mult și mai mult?
Cred că depinde ce atitudine ai față de bani. Atunci când știi că tu iubești ceea ce faci, ceea ce faci, faci bine, ție asta oricum de la... Deci nu are cum să nu-ți aducă bani. Din observațiile tale, Republica Moldova e un stat sărac? Nu. De ce atunci multă lume se mai plânge că trăiesc în sărăcie? Acum, este discrepanța asta, cam în toată lumea am observat-o dintre clase sociale și foarte mult speră ea să se aducă la o medie, să nu ea bogat să vrea să devină super bogat și să stea pe lingouri de aur și săracii să nu știe cum să iasă din sărăcie. Cred că ar trebui să fie să ajungă la un nivel. Acum, dacă să vorbesc de Moldova, nu consider stat sărac, pentru că eu știu că lumea poate la noi și lumea face. Deci lumea, când ajunge la marginea că, uite, nu mai am... Prăpastii? Da, începe să facă ceva și moldovenii, de regulă, sunt foarte creativi, încep să facă. Eu de ce ți-am pus această întrebare? Pentru că din moment ce ai colindat prin mai multe țări, ai văzut și acolo... Cine sunt bogați, cine sunt săraci, cei străini care vin în Republica Moldova și se limitează doar să viziteze Chișinăul, ei spun că în niciun caz nu pot vorbi despre sărăcie, pentru că în stradă se văd cele mai luxoase mașini. Pentru că dacă mergi un pic mai departe de centru, sunt ridicate cele mai de lux castele. Iar pe de altă parte, totuși, sărăcie, dacă mergi mai departe, dacă mergi în localități, acolo există și gradul ăsta de sărăcie. Pentru că infrastructura încă nu e de bună calitate, pentru că mai sunt și oameni care se plâng, pensia este mică, salariile sunt mici. Bine, acum eu cred că noi suntem un pic înapoiați la capitolul ăsta, pentru că oamenii încă tot... cred că un bun material o să le aducă fericirea. Când eu cred că fericirea îți aduce procesul care îl faci. Da? Deci, iarăși, având un ban, nu mai bine îl investești. Ca să, una la mână, că faci și mai mulți bani, care iarăși poți să-i reinvestești, dar ții pentru viață ce-ți trebuie. Și mulți trăiesc și cu mentalitatea asta că investesc azi și profitul trebuie să fie mâine. Da, aici deja trebuie să ne învățăm de la chinezi să facem strategie pe mult timp înainte. Și... Dar atunci când am vorbit despre sărăcie, vroiam să te întreb și ce crezi tu despre oamenii care participă la proteste? Ți-ai pus vreodată întrebarea cine iese, de ce iese în stradă? Ai protestat și tu? În ce condiții ai devenit protestatar? Atunci când se hotărăște soarta țării și când se întâmplă ceva contra voinței la toată națiunea, atunci clar că aș ieși și eu în stradă și aș protesta. Pentru chestii minore îmi place cum protestează în țări ca Elveția, unde deci, toată lumea e ca un fel de sfat al țării. Deci ei decid, nu decide nimeni de la guvernare, de lumea votează și decide o anumită lege sau o anumită acțiune. Acum la noi protestele, din câte văd, e dezastru, adică sunt organizate așa, cu marketing din ăsta atât de primitiv, eu nu știu cum lumea se cumpără la așa ceva, la așa niște idei. Dar probabil le se plătește și atunci ies în stradă să ne încurce pe noi să ne trăim viața. Dar iată, luând acești bani, nu te gândești la demnitatea ta sau accepti umilința doar de dragul la 200, 300, 500 de lei? Cred că vorba de... Vorba de intelect, nu știu ce să zic. Dacă astăzi sau duminică ar fi organizat un referendum și la referendum ar trebui să răspundă Dumitru Micușa la întrebarea Moldova nu e, Moldova mai aproape de Rusia, Moldova unirea cu România, unde ai bifa? Nu știu, mi-e greu să răspund la această întrebare. Clar că nu în Rusia, adică nu în direcția aia. Cred că e o temă mai complexă și mi-e frică să nu fiu un pic exact în răspunsul care o să-l dau. Dar pentru că ai avut o ședere mai îndelungată în Federația Rusă, să te întreb, ții clar totuși de ce s-a pornit acest război al
Rusiei în Ucraina? Mie ce mi-e clar e că e un război a ego-ului, da? Asta e o perere, adică subiectivă. Un război a frustrării, unde cel frustrat încearcă să-și arate puterea fizică. Acum războaiele se întâmplă la nivelul cine zboară mai departe în cosmos sau cine face computerul mai puternic sau cine face atomul să se desfacă în două și să devină altceva. Acolo e esența acum. Dar când se apucă lumea de arme și începe să-și arate, nu știu ce să arate, că e, cred că e o frustrare că nu reușești să ții pasul cu evoluția și încerci să-ți arăți puterea prin altceva. Dar acest război va avea învinși și învingători? Cred că atât timp cât mare lumea, toți pot fi considerați învinși. Sunt foarte multe alternative în afara războaielor și, din păcate, ele tot încă există, dintr-un oarecare motiv. În salonul vostru și-au găsit de lucru și oameni fugiți din calea războiului. Inițial au fost mai multe refugiate, acum am înțeles că a rămas una singură. Ați discutat cu ei și care erau subiectele cele mai discutate? Păi subiectele cele mai discutate erau casele lor și durerea cu care au lăsat casele și ce ar face dacă ar schimba ceva sau speranța care vezi în ochii omului care chiar trece printr-o suferință enormă. Și atunci un pic te gândești că oare problemele tale mai sunt probleme în comparație cu așa ceva. Ce-și dorește Dumitru Micușa cel mai mult acum? Să se însoare? Nu știu, mi-e greu să răspund. Ei, aici trebuie să ai un răspuns pe care îl oferi ușor. Ai o dorință, două, trei, ce ai vrea cel mai mult? Să nu dispară niciodată pofta de a învăța. Asta cred că ar fi o dorință. Iată, aici punem punct acestei discuții. Mulțumim foarte mult pentru prezența la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Te mai așteptăm și cu alte ocazii. Celor care au urmărit această ediție a punctelor de reflecție, le amintim că l-am avut invitat pe Dumitru Micușa. Am spus că este un tânăr stilist talentat, un călător neliniștit, care ne-a povestit despre preocupările și întâmplările din viața sa de aici și de peste mări și țări. Toate bune, până la noi întâlniri, vă zicem, să auzim de bine!